Mi-a spus că a fost foarte încântată de cum au decurs lucrurile, că a avut ocazia să discute cu tine și speră... Da, a spus sincer. Păi sincer. Lasă-o să termine, lăsați cu... Păi da, era încântată că a avut ocazia să discute cu toți, în special cu Radu. Și că s-a simțit foarte bine, s-a simțit în largul ei acolo cu voi, chiar ați întâmpinat-o într-un mod foarte plăcut. Apropo de Radu, a spus să nu te superi, că până la urmă e adevăr, adică e prima dată, știi? Și nu e ceva anormal. E normal să se comporte așa și să fie atât de strictă și să aibă anumite cerințe. Dar mie mi-a plăcut atitudinea, este așa puțin să ne înțelegem, pentru că poate dacă ar fi venit dânsa în emisiune și m-ar fi luat cu lingușeli, aș fi spus, băi, nu e ok, știi? Dar atitudinea dânsei mi s-a părut destul de normală, având în vedere faptul că tu ești mai micuță ca și vârstă, știi? Și... Dar normal, ea a fost destul de sinceră prin tot ce a spus vis-a-vis de tine și nu cred că ai avea un motiv să te superi, deoarece e totul absolut normal. Tot dar la date o luați? Cum? La date o luați? O luăm și pe... Nu, Radu! Vreau să-mi cer scuze și eu în primul rând față de băieți, pentru că la un moment dat am luat-o pe dânsa și m-am dus să port o discuție în particular, pentru că am simțit nevoia să fac chestia asta. Că spusese Ionuț că le-am luat fața sau ceva de genul, dar n-a fost asta intenția mea. Ai zis când m-am ridicat și a trecut pe lângă tine. Dar intenția mea a fost să port eu între patru ochi o discuție cu dânsa legată de noi doi, știi? Pentru că mă interesa altceva, o părere, o chestie, un sfat și... Am luat-o în grădină să discut cu dânsa despre anumite subiecte și mi-a plăcut discuția mea cu ea. La un moment dat mi-a spus că nu prea-i convine faptul că te vede pentru prima dată că te săruți la televizor. Clar. Și că nu prea e ok și... I-am zis că o să o lăsăm mai moale puțin. Putea să o lăsa sărutul când ieșeați din casă, adică la finală. Nu, Marian, nu exagera. Poate... Da. Mama, vreau să spun că a fost foarte, foarte entuziasmată când am ajuns acasă. Direct la tata, s-a dus tata direct cu întrebări. Dar cum e? E tânără? Cum e mama Cristina? E tânără? E de treabă? E nu știu ce? Și mama... Dar mama ta chiar e tânără, Cristina. Direct, da, chiar e. Da, este tânără. Are 38 de ani, nu? 37, face 37. Tare drăguță, oricum, să știu. Chiar. Mulțumesc mult. Și... N-a fost destul de ușor pentru că m-a făcut la 18 ani. Tata a lăsat-o când eu aveam 2 ani. Deci nu a fost atât de simplu. Pare rău, da. E o luptă. Dar oricum, să știi că se vede pe ea că e o femeie foarte puternică și... Da. Sunt foarte, foarte atașată de ea, e foarte puternică, e o mamă eroină, pot să spun, prin tot ce face. Dar s-a văzut pe voi cât de apropiat. Și eu, la ce mă gândesc eu de aici, Radu, de zicea mama ei că nu ar vrea să se mute pentru că sunt foarte atașate și nu cred că ar putea... Te-au lăsa pe Cristina, dar nici Cristina pe ea. Adică dacă s-ar muta în București, cred că ar veni cu ea, da? Dar la cum vă pe Radu? La cum am, ce legătură am văzut între voi două, ei nu știu dacă v-ați putea voi... Chiar îmi spunea că dacă nu ar fi fost frații mei atât de mici, ar fi încercat cumva să vină cu mine, știi? Dar având în vedere că ei sunt destul de mici și avem nevoie și de bunicii mei, e imposibil. Dar la cum îl știu pe Radu, eu îl văd capabil să se mute la Sibiu, sincer. Dar normal. Pare o persoană care se poate acomoda cu orice... Și oriunde, în orice loc. Da. Păi Radu și-a crescut frații lui, îți crește și frații tăi nu. Și ați rezolvat chestia. Oricum are experiență. Lasă Cristina că le iau pe sezon cu mine. Da. Oricum am nevoie de un om acolo de bază. M-a eu îmi văd de treaba mea. Asta vrea să mai ia la căpșuni degeaba, normal. Fără bani. Nu că te plătesc, mă. Da, mă, te plătesc. Uite, te plătește, vezi. 12 ani de sclavie. Vreau să vă povestesc și eu o întâmplare pe care am pățit-o weekendul ăsta. Nu știu acum să vă dați voi cu părerea despre ceea ce am pățit în acest weekend. Este... Dar ne privește? Este interesant pentru toată lumea să vin să povestesc aici, pentru că... Are weekend. Acum, da, zilele astea cât le-am avut libere, că am avut două zile libere, știm toți asta. Știe toată lumea că avem zile libere. Și am pățit ceva și am să vin să vă povestesc la toți, că nici băieților n-am povestit în vestiar. Vineri am fost la o mică petrecere cu niște prieteni de-ai mei foarte vechi. Am noptat acolo. A doua zi de dimineață, sâmbătă, cum ar veni, mă sună mama undeva în jurul orei 10 de dimineață, că trebuie să ajung urgent acasă pentru că s-a întâmplat ceva. Mă duc acasă și între timp în mașină, când eram și mă duceam spre casă, am sunat încă o dată, zic, băi, să o întreb ce se întâmplă. Și mi-a zis că la mine în poartă este un domn tocmai din Buzău, în vârstă de 83 de ani, a venit singur cu mașina, a condus și a căutat comuna unde stau eu, a întrebat lumea unde locuiește așa
și a venit la mine să mă cunoască personal. Ce a zis că el nu pleacă din poartă și el nu intră în curte la mine până nu mă vede, până nu mă atinge și până nu stă de vorbă cu mine. Și în momentul când am ajuns, dânsul a început să plângă și a spus că s-a chinuit foarte mult să ajungă până aici și să mă cunoască în realitate. N-ai filmat și nimic? Nu, n-am filmat absolut nimic. L-am băgat în curte, am stat de vorbă cu acesta și am discutat foarte, foarte multe aspecte. Și mi-a spus mai multe de voi, dar am vrut să spun frumos aici pentru că să știți că ne urmărește și azi că mă simpatizează încă de la începutul sezonului. Cum pe mine și pe Cristina, Titel. Mă trăiască domnul Titel. A fost foarte impresionant. Ce sunet e face acolo, Lenuța, nu-s chiar bune. Ce drăguț! Și mă pupa continuu și aveam impresia că parcă zici că mă cunoșteam cu el de ani de zile, știi? Felicitări, Radu! Ce anume? Felicitări! Ai și tu un fan! Da, și mi-a lăsat un borcan cu miere. Mi-a dus un curcan. Ne pup, Lenuța! Cred că Lenuța l-a trimis, mă. Tu o fi Lenuța, mă! Nea Titele, tu ești în spatele Lenuța! Alex, Bianca, cum vă simțiți? Cristina! Gata, da! Așa, da! Suntem foarte bine. Mi-a fost foarte dor de tine. Foarte, 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 foarte. Și mie mi-a fost extrem de dor de tine. Și mă bucur că într-un final a venit ziua asta. Într-un final de ieri. Cum ai dormit? Păi am dormit bine noaptea asta. Am fost o noapte la club. Ce părere ai? Foarte fain. Ți-a dat de ok. Dar normal Bianca, a fost mi se pare mie sau ai dat ceva bani la lăutari? Eu sunt foarte darnică câteodată. De cât ai? De baia de 1 sau de 5? 100, 100. 100. Păi bă, n-a fost nici rima așa de fapt. De ăștia, străini sau de-a noștri? Sincer, nici nu știu. Eu așa, am mers pe încredere, m-a dus Patricia. Nu zice de bani dacă erau unii românești sau... Nu. De bani, bani eu... străini sau de-ai noștri? Eu credeam că de lăutari spui. Oh, da, ați fost la manele? Da. Nu, Radu. La lăutari. Nu, Radu, Doamne ferește. La altă parte am fost. Da, în momentul în care te-ai dus, ai ieșit în club și te-ai gândit să mă faci o dedicație de la lăutari. Dar mă gândeam în continuu la tine. Nu mă pot supăra. Mă gândeam în continuu la tine. Chiar îi ziceam, Patrice, dacă mă gândesc la tine când mă distrez, înseamnă că e ceva serios. Bine, poate da dedicația aia ca să nu pară, bă, ai totuși cât de cât să... Ce frumos! Mai lasă doar ce o dedicație de băiatul ăsta să nu îl supăr chiar atât de tare. Ai că fac o dedicație... Păi, oricum își dă. Dar n-avea ce să te supere. Eram doar fete noi. Da. Și atât. Aici în București ați fost? Da. Aici, mă gândesc, Bianca, că doar fete, că... Ce să zici tu? Chiar a fost fan. Nu să zici că ai stat cu trebuie. Dar de ce n-ați venit și voi să vedeți, dar... Eu am fost acolo la mine. Eu am fost. M-o suna și cu video chiar. Mi-a făcut și el. Îl vroiau toate fetele, vreau pe Patrick. Unde-i Patrick? Unde-i Patrick? Unde-i Patrick? Unde-i Patrick? Păi să-l vedeți pe Patrick. Mi-a făcut și dedicații acolo cu toată lumea. Păi și unde era Patrick? Patrick era la... Că veni vorba unde era Patrick, cum a fost la voi la date? Deci, măi, eu nu îți pot spune că a fost un date foarte, foarte, foarte reușit. Cred că... Ați lămurit ce aveați de lămurit amândoi? Da. Da. A fost... Mă convinge Nona. Ei, dar voie să vorbească. A fost foarte frumos. Simt că ne-am apropiat mult, mult, mult mai mult. Chiar aveam nevoie de date-ul ăsta. Cred că nu a fost la întâmplare să fie așa. Pot spune și din punct de vedere sufletește, sunt foarte, foarte atașat de ea și simt ușor, ușor și vă spun asta foarte, foarte sincer că încep să o iubesc și lucrul ăsta pentru mine este... Iar un lucru foarte important spus pe conexiune, Patrick. Nu contează. Dar liniștit că nu a fost în conexiune prima dată. Da, e fain. Prima dată când ne-am spus unde eram, vrei să le spunem? Eram la restaurant după trei pahare de vin între două WC-uri și o simțit că am bună. Patrick, ești spun. Foarte romantic, Patrick. Dar nu l-ai spus. Fost, ia o decizie. Original este. Acolo prima oară. Chiar că original. Da, a fost extraordinar. Și Nona, părerea ta? Părerea mea... Nona s-a întors tăcută, liniștită, mulțumită, iubitoare. Da, suntem foarte compatibili. În multe sensuri. Am înțeles, gata. Atât am să auzi. Dacă... Ce mândră e Patrick. Am înțeles toți. Suntem foarte compatibili de zi cu zi. Chiar am petrecut un timp foarte frumos. Da. Așa-i? Da.
Sincer, cred că din momentul din care ne-am văzut până am venit înapoi, în continuu am vorbit, ceea ce iar este un lucru mare, pentru că nu cu toată lumea poți să... Nu știu, toți am mai avut încercări și nu simți să vorbești mereu, nu ai mereu subiecte, dar cu ea cred că n-am avut niciun moment de liniște, doar când am ațipit vreo 10-20 de minute, dar după... Na, nu mai intrăm în detalii. A fost un date extraordinar. Am văzut că mama are pe ecran poza voastră. Și eu am aceeași poza. Yo. Știi ce mi-a zis Bie? M-a luat van. Asta e fain. N-am avut ce să fac, serios, pe mașină. Uite, uite ce poze am, uite, uite ce poze. Păi, te-a obligat, nu mă, dar m-a luat valul. Asta am simțit să fac, serios. Ai zis că m-am fiert. Sau, da, 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 fiert. Da, da, e fiert. Tu o ai, Radu? Că eu încă o am. Eu la fel am poză cu globul pământesc pe ecranul telefonului. Pe tine, pe tine încă nu te-a luat valul. Ai poza, ai poza telefonului, n-am poză. Gata, că astăzi chiar o șterg. Fiecare cu lumea. Da, o să-mi pun. Radu, o să-și pună poză cu permisul. Da, mă gândesc. Am luat sala cu 23. Bravo! Toată sala. Da, mai am trase un aprilie, deci mai avem. Patrick, de câteva zile a intrat live și un fanpage de-al meu cu poza mea de profil și numele... Da, știu, 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 știu.